face mie acum, gen COVID-ul ăsta, a fost, a venit, așa, dacă vă aduceți aminte, erați clasa 4, a 5, și a venit doamna profesoară, o dimineață, de-aia, la 8 dimineața, ploua afară, tot ce vreți voi, mai nașpa. Și a zis așa, scoateți o foaie de hârtie? Deci fix așa a fost COVID-ul ăsta pentru tot globul ăsta, știi? Adică, extemporal. Cine-i pregătit, e pregătit, cine nu-i pregătit, nu-i pregătit. Și să vede cine-i pregătit, să vede cine nu-i pregătit. Sau cel puțin așa am văzut eu, când citeam și eu site-ul despre COVID. Deci, să testează absolut tot acum. Să testează tot ce-i pe credit, să testează cine avea un business fals, bazat pe credit și iar credit și refinanța și re. O să se testeze bugetul de stat, o să se testeze bugetul băncilor, o să se testeze bugetul fiecăruia dintre noi, o să se testeze absolut tot. Adică se testează absolut tot. Cine e pe bune, o să fie și mai pe bune după treburile astea. Cine a umblat cu treaba așa, o să fie mega nașpa. Mega nașpa. Deci cine, nu știu, eu văd pe ăștia care au mașini și case pe credit ăsta nasol, lung, nu știu, eu nu văd prea bine treburile. Da. Nu o să mă iau de foarte multe chestii, pentru că am mai făcut un video de ăsta legat de credite la prima casă și așa, și toată lumea a reacționat mega ciudat, adică am primit înjurături, am fost făcut hoit că stau în chirie. Stai, ce legătură are împuțit, că sunt nespălat? Stai mă, ce legătură are? E, uite că în cazurile acum, în vremurile astea, e foarte mișto să stai în chirie, credeți-mă, e fenomenal să stai în chirie, pentru că orice s-ar întâmpla, fac bagajul și baf. Eu văd pentru chiriași doar lucruri bune în momentul ăsta, iar pentru ăștia cu case în credit doar lucruri nașp, din păcate. Dar fiecare și-a ales treaba. Chestia e că eu am și, adică, nu știu, eu vorbeam de credite și de crize și de astea în urmă cu aproximativ 2 ani. Colegii de la muncă mă știu că, na, trebuie să vină. Adică mereu a fost, totul e repetitiv, frate, totul e repetitiv. Nu văd niciun motiv de ce nu s-ar fi repetat și acum. Totul e repetitiv, inclusiv pandemiile astea sunt repetitive. Și după cum vedeți, n-am evoluat prea mult. Adică așa s-au comportat frații noștri și acum 100 de ani, și acum 300 de ani, și acum 700 de ani. Deci ne comportăm absolut la fel. Ce au făcut? S-au retras în peșteră. Cum suntem și noi acum retrași în cutiile astea. E simplu. Deci n-am evoluat foarte mult. Da. Băi, băieții, deci 22, nu cred că mai am bateria la cameră. Ideea este că vreau să facem videouri, dar vreau să facem videouri împreună, adică trebuie să interacționați și voi. Nu mai stați așa, vă uitați pentru un video. Eu nu pot să înțeleg cum poți să te uiți la un video și să nu interacționezi cu el de nicio culoare. Adică te-ai uitat la el, nu știu, 5-10 minute ca să ce? I-ai luat informația și apoi, ok, exprimă-te, pune acolo, fără nicio chestie. Ce mai contează? Deci, uite, în vremurile astea, ce mai contează? Spuneți-mi voi, ce mai contează? Nu mai contează că ai mașină, nu mai contează că ai casă, nu mai contează absolut nimic. Nu contează că ești bogat, nu contează că ești sărac. Contează să fii sănătos, contează să scapi cu bine din treaba asta. Și mă bucur că toată lumea conștientizează din ce în ce mai tare că toate lucrurile după care alergau înainte de pandemie, aveau de fapt nicio valoare, frate. Deci, uitați ce contează. Lucrurile care simțiți voi că contează, alea contează acum. Da, da, da! Deci, mă bucur că ne-am auzit. Dați și voi like, dați subscribe. Haideți să facem și noi episoadele astea, hai să facem un podcast mișto. Vreau și eu un podcast mișto, un podcast bazat pe
interacțiune, ok? Un podcast în care să putem dezvolta ceva, un podcast care chiar să folosească la ceva. Nu știu, poate v-ați plictisit și voi de retardări, de maimuțe, de toate chestiile astea care până acum o lună jumate aveau sens, frate, dar deodată nimeni nu se mai uită la ei. Vă pup, abonare, subscribe, like, vă pup băiatul vostru experimentist, ne vedem data viitoare, pa! I know. It's a river.